Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou video de Clash Royale pe acest canal și am revenit cu încă un fel de video despre carduri care ar trebui adăugate în Clash Royale. Voi încerca să fac încă 6 carduri, să zicem așa, și haideți să vedem care ar fi aceste carduri. Haideți să începem și noi cu videoul. Enjoy! Primul card care mi s-ar părea destul de interesant să fie adăugat în Clash Royale ar fi Asriel Dreamer, sau cum se pronunță, habar nu am. Consumă doar 4 elixir, are hit points 990, targets air plus ground, area damage 350, range 5, viteza foarte, foarte, foarte rapidă, hit speed-ul de o secundă, adică atacă foarte repede, rage effect 15, deci vedem că are un bonus, range-ul, cred că l-am mai spus, este de 5, charge damage 639, iar tower damage 540. Este un card destul de folositor și destul de interesant, adică mi-ar plăcea să-l văd în Clash Royale. Are niște caracteristici destul de interesante și foarte, foarte, foarte bune. Este destul de OP ce-i drept, însă mi-ar plăcea să-l văd în Clash Royale. Fără a avea mai multe lucruri de zis despre acest card, haideți să începem și cu următoarele. Următorul card pe care aș vrea să-l prezint și aș vrea să-l văd în Clash Royale ar fi Bayonetul, care are 6 elixir, hit points 400, damage 100, ranged și 140 melee, targets air plus ground, hit speed-ul de 1,1 secunde la ranged și 0,8 la melee, iar speed, adică viteza de mers, este medium și range-ul de 6. Ce mi se pare mie interesant la acest caracter, acest card, este că are și melee și are și ranged. Și mi se pare foarte interesant pentru că descriere spune că îi place să facă lucrurile cum vrea el sau ea. Nu sunt sigur dacă e un băiat sau o fată, habar nu am. Și presupun că tocmai de asta are și range, are și melee. Este foarte, foarte interesant și chiar mi-ar plăcea să-l văd în Clash Royale, să văd cum acționează și ce ar face. Însă haideți să nu mai lungim și să-i dăm drumul cu următoarele carduri. Let's go! Al treilea card pe care chiar aș vrea să-l văd în Clash Royale ar fi Dark Princess, care are 4 elixir, 400 hit points, shield hit points 50, adică are un shield acolo care să o apere, are damage per second 100, damage 400, hit speed-ul de 4. 4? Asta e un pic cam mult? Asta e un pic cam mult, deci nu știu ce să spun pentru că ia ceva să atace, are targets air plus ground, adică în ambele părți, speed medium, range 9,5, deci are un range mare rău, adică mare rău, și asta mi se pare foarte interesant la acest caracter, acest card, și deploy time o secundă. Nu știu, tot ce îmi place la acest card este cum arată, range-ul și atacul, să zicem, dar nu și viteza atacului, și plus că are un shield, ceea ce e foarte interesant și chiar îmi place, chiar vreau să văd acest card în Clash Royale și este destul de balansat pentru că are 4 secunde hit speed-ul, așa că nu prea poți spune că este OP. Însă, haideți să vedem care va fi următorul card. 3, 2, 1. Pe locul 4 la carduri care aș dori sau pe care chiar aș vrea să le văd în Clash Royale, care ar trebui adăugat în Clash Royale, avem Undyne sau Undyne sau cum se pronunță, nu știu în ce limba e chestia asta și abar nu am ce ar vrea să fie. Este o femeie pește, arată destul de șmecher și are o grafică șmecheră după părerea mea. Consumă doar 3 elixir, hit points 350, range-ul este de melee, targets ground, adică doar pe pământ, speed fast, deploy time 1 secundă, tower damage 350, damage 50 și hit speed 2 secunde. Este destul de folositor și nu este foarte OP, dar nici foarte, foarte slab și chiar aș vrea să-l văd în Clash Royale deoarece are o înfățișare destul de interesantă și destul de șmecheră după părerea mea. Și nu știu, arată super, 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 super. Adică, spuneți-mi și mie în comentarii ce părere aveți. Eu nu chiar vreau să-l văd în Clash Royale pentru că arată șmecher doar atât. Nu știu dacă este extrem de bun, însă arată șmecher și asta e tot ce când glumesc, fraților, glumesc. Așa că da, am spus și am avut de spus și haideți să-i dăm drumul cu următorul card. Ok, păi acest card s-ar putea să fie OP și vă dau dreptate dacă veți spune această chestie și poate sună nebun, însă arată destul de marfă, arată destul de șmecher acest card și încă o dată aspectul contează pentru mine, dar și, și caracteristicile, are 5200 hit points, este mega golemul, are hit speed de 2 secunde, range-ul melee, deploy time 3 secunde, damage 250, targets ground, death damage 500 și damage per second 125, consumă doar 9 elixir și zic doar pentru că putea să fie 10, adică de ce nu, 9 elixir,
este o legendară, chiar își merită rolul de legendară pentru că este foarte, foarte OP. Nu știu, spuneți-mi ce părere ați avea despre acest card. Eu unul parcă l-aș vrea, dar parcă nu, pentru că este foarte greu de contracarat. Așa că, nu știu, spuneți-mi în comentarii, mă voi uita și voi vedea dacă chiar merită sau chiar n-ar merita ca acest card să se implementeze în Clash Royale. Însă, haideți să vedem și noi ultimul card și despre ce ar fi vorba în ultimul card. Poate este mai bun, poate este mai slab, poate este mai șmecher, cine știe, haideți să vedem. Ok, pe ultimul card poate veți spune că sunt nebun loco la capes, dacă vreți voi să spuneți, fraților, însă ar fi Regina Arcașă. Consumă doar 10 elixir, adică putea fi mai mult, putea fi, glumesc, fraților, nu are rost să fie mai mult. Însă este o legendară, o trupă, are 1850 hit points, damage 198, targets și în aer și pe pământ, range-ul de 7,5, ceea ce înseamnă că are un range extrem de mare. Ability level, rage plus 25%, deci vedem că are un bonus. Damage per second 330, hit speed 0,6, deci aici chiar a nebunit, adică 0,6 hit speed este foarte, foarte bun. Și are speed-ul fast, adică este rapidă, deploy time-ul 5 secunde și critical chance 4%, deci poate da criticală ca în metin, glumesc, fraților, însă poate da o critică acolo de 4%. Și ce mi se pare interesant la acest card este că are o armă mult, mult mai diferită decât un arc normal pe care l-ar avea arcașele sau prințesa care este deja în joc, și anume un X-Bow modificat. Iar după cum ați văzut și voi, X-Bow-ul este destul de OP și trage destul de repede cu un damage destul de mare, așa că acest card ar imita X-Bow-ul și ar fi mult mai puternic pentru că ar avea și rage-ul 0,6 hit speed, adică are you crazy, bro? Așa că da, fraților, despre cartea asta sau cardul acesta, spuneți-mi și mie, pentru că eu chiar, chiar vreau să vă aud părerea dacă se merită sau nu. Și ce părere aveți despre acest card, adică arată șmecher, este foarte OP totuși, spuneți-mi dacă s-ar putea contracara sau nu. Și da, cam asta a fost tot cu aceste carduri. Sper că v-a plăcut, nu uitați dacă v-a plăcut acest video să dați și voi acolo un like, un share și un subscribe ca de obicei, pentru că m-ar motiva să continui și chiar văd că apreciați aceste videoclipuri. Sper că vă plac și sper că vă vor plăcea în continuare, pentru că eu, dacă vă susținere, voi continua, așa că haideți să nu o mai lungim. Eu am fost Alex, aka Titan, și ne vom revedea cu un video cât mai curând. Bye bye!